Bă, nu poți să ai emisie, Horia, dacă nu pronunți corect într-o limbă. Emisie importantă. Nu poți să ai emisie. Emisie importantă. Dacă tu cânți prost în engleză. Că cer scuze, dar poți să cânți prost în engleză și să ai emisie bună. Se poate și asta. Dacă eu nu pot să spun prostii pe un post național, crede-mă. E mai puțin. Ba da. Ba nu. E imposibil. La capitolul voce nu pot să fac chestia asta. Haide, mă. Reglează-ți emisia. Reglează-ți emisia, te rog frumos. Reglează-ți emisia. Putem să avem opinii diferite. Opinia mea este că atunci când pronunți greșit într-o limbă, nu te ajută, înțelegi? Am înțeles-o bine. Mie nu mi se părea neapărat. Și ce e asta, o emisie corectă și emisie incorrectă, știi? Donald are o emisie corectă? Păi Donald așa a câștigat, având o emisie incorrectă și asta a făcut... Ce, Bart Simpson are o emisie corectă? Perfect. Tu te legi de chestii nemuzicale, mamă. Nu, dar băi, te bagi într-un domeniu în care ești perdant. În momentul de față, oamenii ăștia... Nu știu dacă și colegii mei au simțit chestia asta, dar omul avea o chestie așa, de unde ieșea bine, a se ducea într-o medie nazală. Ori nu trebuie să fie... Dar fii atent, Orbion s-a făcut carieră cu medie nazală, băi, Horia. Bă, n-are legătură cu momentul. Tu chiar ești afectat de faptul că am avut altă părere? Aici nu e vorba de ce fel de salam poți să cumperi. Ce face omul ca data viitoare să vină să cânte și să apese ceva? Învață mai bine engleză și o să cânte bine. Sunt complementare sfaturile noastre. I-ați dat două sfaturi foarte bune. Păi exact. Da, complementar, da. Eu remarc că e foarte bine că ai trecut peste emoțiile debutului și te-ai așezat foarte adânc în scaunul. Retrag tot ce am spus despre emisie, voce. Sunt un dobitoc. Tovarășe Săraru. Tovarășe Săraru. Cine e un Săraru? Dinu Săraru, regizor. Ah. Nu, romancier. Regizor n-a fost Săraru. A scris cartea aia, Niște țărani. Da. Te regăsești. S-a dedicat-o ție. Eu tot timpul...